Deci, bună dimineața, noi acum ne-am trezit. Este ora 6. Primul lucru care l-am făcut, ne-am pus pe cântar, ne-am cântărit, am văzut câte kilograme am, ne apropiem de scopul nostru sau nu, mi-am notat în carnet și acum următoarea lucru care trebuie să-l facem, trebuie să ducem să luăm niște apă, să bem niște becea. Când ne trezim imediat trebuie să bem, să punem două cupe de becea. Deci, dragi prieteni, o să luăm și o să punem două cupe de becea de la mai protein. Punem două cupe de becea. Trebuie să acum o să vedem beceaua. Păi să ne putem să facem niște cafe. Go outside, it feels so good. Acum este ora 6 și 2 minute. Nu se vede nimic afară întuneric. Noi ne sculăm des de dimineață, mergem spre scopuri noi, după BCA imediat mergem să facem cardio de dimineață, cross-ul de dimineață. Afară deja se vede că pare lumina, așa că se dăm bătaie 10 minute cross-ul, apoi mergem mai departe de la maseturile de la vacuum. Let's go! Punctat-o cu o seamă de cărți. Cross-ul de dimineață eu nu fac cu scopul ca să mă definez, deoarece am momentul actual nu sunt la definire. Fac doar cu scopul ca să mă simt mai bine. Cross mic fac, de vreo 8-10 minute undeva. Așa că mă simt toată ziua ideal, mă simt foarte bine. Așa că mă uitați de cross-ul sau cardio de zi de dimineață. Trebuie să poți să faci cardio aceasta să o faci în casă, dar trebuie să ai diferite aparate pentru asta. Dacă nu ai, mai bine ieși afară, la aer curat, afară nu e nimic, de-abia este oara 6:30 undeva. Și noi vedem bătaie, punem timpul ca să alergăm și mergem spre visul nostru împreună. Deci mai avem de alergat încă vreo 5 minute. Facem un cerc prin jurul stadionului nostru de dimineață, adică stadionul școlii, și ajungem acasă și urmează gimnastica de dimineață. Let's go! Super bine, deci am ajuns la destinație, am alergat 8 minute și 8 secunde. Cum am dorit așa ce am alergat. Din păcate a trebuit. Sunt acum fervinte, bine încălzit. Mergem în casă să nu stăm afară. Dacă nu facem nimic, putem să răcim. Mergem acum în casă. Facem gimnastică. Întinderi de dimineață. Să fie puțin mai elastici, deoarece elasticitatea, subtieța este de bază în sportul nostru. Trebuie să fim cât mai elastici. Vedeți? Mi-a crăpat buza. Curte sânge. Deci am ajuns acasă, să dați să vă zic un cadru. Când alergam acum dimineață, un câine, adică eu am observat o pisică neagră. Pisica a fugit, eu nu știam de ce fuge ea. Alergam mai departe și întâmplător am vrut să mă mut în urmă dacă îi vine pisică sau nu. Și când mă uită mine, de la vreo 3-4 metri lângă mine, venea cu viteză mare un câine spre mine, roșcat. Dacă nu mă adorceam, precis cum am mușcat. Am strigat la el și a fugit, dar mă păzeam de dimineață. Așa că luați seama, mai atins, mă uitați pe părți în alergat. Dimineața elasticității. Silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. Simt mult, mult mai bine. Cum să trecem la exercițiile care trebuie să le facem? Avem în fiecare zi să facem câte 3. La 11 ani, nu scoate asta. Câte 3, să facem câte 3 seturi de vacu în fiecare zi. Deci primul set acum e dimineața. You seem so rehearsed, but do you really care? I always feel.
dimineața 3, de aliază 3 și seara încă 3. Așa o să fie. Hai să te repete. Câte 10-15 secunde. Go! Mâncare dimineață, niște terci de mancă și o oferte. Așa că poftă bună mie, poftă bună și vouă. Trebuie să nu uităm de pasteluța fermecată, adică de omega 3, cum de omega 3 și mergem mai departe să facem chestiile care le avem de făcut astăzi. Așa că omega 3. Câte una pe zi? Ce timp frumos a fost dimineață când am alergat și ce timp este acum. Afară, nu știu, ninge, parcă plouă, totul se topește, nu e chiar bine, nu-mi place așa timp. E cea mai rău când e udeala aceasta, nu-mi place. Și noi acum mergem să mâncăm deja a treia oară, dacă numărăm, în afară de BCA. Deci a doua oară n-am filmat, dar am mâncat niște cașcaval cu niște ouă și cu niște legume. Mergem să ne încărcăm cu carbohidrat și să avem power, power mare și mergem la antrenament. Terciu și mangiunul. Acum se poate. Deci am făcut cel de-al doilea vacuum de astăzi, acum mergem la antrenament. Să bombim asta tare, cum îmi place mie. Afară burează, ninge, nu știu ce. Astăzi fără chipiu, este cald afară. Doar că ninge și plouă parcă, n-am idee ce. Așa că ne vedem la antrenament. Bum! Deci am ajuns la antrenament. Este fără 5 minute, oara 5. Dacă cineva ne întreabă la ce oră mă antrenez, la oara 5. Ce? Trenajorul ăsta mereu să fărăm, să rup de nou. Cum trecem la următorul exercițiu? Ce înseamnă să întâlnesc cu persoane mai tehnice și mai mari ca tine.
Deci, dragi prieteni, am ajuns acasă. Cum mergem să pregătim ceva de mâncat, să facem până ceva ce mă strac undeva o oră, să mâncăm ceva. Și dacă v-a plăcut așa fel de format de video, nu uitați să dați un like, spuneți dacă v-a plăcut în comentariu și să dați share la acest video. Cele 5-a mea mâncare, o să mai am o masă, după antrenament mănânc încă 2 ore. Mănânc o masă acum și peste 2 ore undeva mănânc ceva brânză sau, nu știu, cașcaval. Băi, orez, morcov și varză. Cred că v-a întrebat unde este carne. Carnea mea, iată, se pregătește, se coace aici. Așa că pe antrenament trebuie protein, cum fără carne să fie. Așa că poftă bune mie, dacă mâncați și voi, poftă bune și vouă. Vă mulțumesc pentru vizionare și dacă mai doriți să vedeți așa fel de video, scrieți în comentarii. Așa că ne vedem data viitoare. Pace! Peace!